Un aeronautic din statul american Virginia s-a transformat într-o tragedie. Asta după ce un balon cu aer cald cu 3 persoane la bord a luat foc și s-a prăbușit. Incidentul a fost urmărit de zeci de oameni îngroziți. Până acum a fost găsit doar corpul nesufletit al unei victime. În urma accidentului, festivalul a fost anulat. Tragedia s-a produs în seara dinaintea deschiderii oficiale a festivalului. Mai multe baloane viu-colorate au deculat într-un fel de demonstrație. Se pare însă că unul dintre ele a atins o linie de înaltă tensiune și a luat foc sub privirile celor de la sol. Martorii spun că pilotul a încercat să stingă flăcările și să reia controlul asupra balonului, însă nu i-a reușit. Cabina s-a desprins, iar pasagerii au căzut la pământ. And we thought that the balloon was just going to just, you know, catch fire and land in the field. But instead it just kept rising and we could see the two passengers inside of it. La scurt timp de la producerea tragediei au început operațiunile de căutare la care au luat parte peste 100 de oameni. There were screams for help and then explosions. So many questions right now. What exactly went wrong and could there be survivors? We have team coverage this morning starting with ABC's David Curley in Doswell, Virginia. Una dintre victime era o fostă sportivă care conducea secția de basket a unei universități din Virginia. Cauza accidentului nu va fi stabilită definitiv decât după ce epava balonului va fi găsită și examinată. Din cauza incidentului, festivalul baloanelor a fost anulat.